În cadrul caravanei Cărți pentru copii, acțiune organizată de Cenaclul Literar Luceafărul și a unei edituri, preșcolarii grădinițelor numărul 6 și Plichindeii din Giurgiu s-au întâlnit cu scriitorul și poetul Petre Crăciun. Și pentru că volumele scrise de acesta sunt dedicate exclusiv copiilor, scriitorul a ales să lanseze cartea Taina Ghemului de Ață chiar în mijlocul celor mici. Nu suntem la prima întâlnire, ne-am întâlnit până acum cu copii de la școli din Giurgiu, din Găujan, din Malu. Eu sunt giurgiuvean, scriu pentru copii, voi mai fi prezent aici, suntem foarte ambițioși, doamna Dunia și cu mine, vrem să ne întâlnim cu toți copiii din Giurgiu pentru a le duce lumina literaturii pentru copii. Poezie, povești, basme și curățenia, puritatea de care copiii au nevoie. Micuții l-au întâmpinat cu bucurie și au arătat poetului că știu poezii chiar din volumul pe care l-a lansat. La grădina din Băneasa, un țânțar servește masa, dar să vezi din întâmplare, tot uitându-se în zare, pune trâmpa lui cea mică drept pe nasul lui Mitica. Totodată, Plichindei au pregătit pentru eveniment și un scurt program artistic cu poezii și cântece dedicate sărbătorilor de iarnă. Am plecat să colindăm. Evenimentul se înscrie în seria de manifestări literare pentru copii pe care Cenaclul Literar Luceafărul le desfășoară în parteneriat cu mai multe instituții de învățământ giurgiuvene.